Printre puținii meșteri olari care au mai rămas în Mehedinți, Marcel Tănasie are creațiile expuse în magazinul de suveniruri al cetății medievale a Severinului, unde poate fi găsit de turiști făcând și demonstrații de olărit. Sunt încântați oamenii. Văd o ceramică mai deosebită, nu atât de luceasă, o văd mai mată. Totodată e o ceramică neîmbunătățită, după cum știți dumneavoastră, de aici, de la noi, din zona Mehedințului, face parte de pe vremea dacilor, cum e și cetatea. Facem și demonstrații totodată cu roata clasică, nu cea modernă, și mai vin turiști, mai văd cum e modul de lucru. Unii se miră, alții poate au mai văzut. Proprietar a circa 3 hectare de cultură de lavandă în satul Rungșor, din comuna Bala, Alina Crăciunescu își vinde produsele și în acest magazin. Este vorba despre uleiul din lavandă, seculeți parfumați sau apă de lavandă. Suntem foarte bucuroși că în sfârșit produsele noastre pleacă de aici către turiști din toată țara și ajung în alte părți decât la noi. Și la noi prin mediul online și prin faptul că sunt aici, dar și mai departe. E un plus? Categoric. Merg foarte bine vânzările aici, lumea apreciază, este lavandă în Mehedinți. Deja lavanda România a fost așa un pic ciudat să auzim de ea, dar în Mehedinți cu atât mai mult. Să renunțăm la 2 hectare de porumb sau de grâu și să punem lavanda a fost ceva nou, dar este foarte productivă și am adus un plus valoare în județ. Reprezentanții cetății medievale a Severinului spun ce pot găsi turiștii în magazinul de suveniruri și ce și-au propus prin promovarea meșterilor populari și a micilor producători locali. Avem suveniruri foarte multe cu cele 3 obiective care ne reprezintă, zic eu, orașul și județul, cu Castelul de Apă, cu Cetatea Medievală și cu Palatul Culturii Teodor Costescu. Avem foarte, foarte multe amintiri, adică cine intră în cetate, în magazinul Cetății Medievale a Severinului, nu poate pleca cu mâna goală. Noul concept al magazinului de suveniruri are la bază un mix de marketing. Vorbim despre suveniruri utile, prin intermediul cărora ne dorim o promovare comună, atât a Mehedințiului, a creatorilor populari și producătorilor locali, cât și a obiectivelor turistice care aparțin primăriei Drobeta Turnu Severin. Autoritățile spun că în acest fel susțin proiectele culturale propuse în cadrul Cetății Medievale. Încurajăm un parteneriat cu producători locali, cu oameni din județul Mehedinți. Ați văzut și dumneavoastră, în spatele meu avem un olar, avem producători de lavandă, facem produse împreună pe care le vinde prin intermediul magazinului de la cetate. S-a și observat o revigorare puternică a vânzărilor în ultimile luni, în ultimul an. Acest lucru ne bucură. Recent, Cetatea Medievală a Severinului a primit din partea Google România premiul Recenzia de Aur pentru cel mai cunoscut obiectiv istoric și turistic din Oltenia, în urma numărului mare de recenzii primite de la vizitatori.